foarte înalt. Dacă merg încet, voi ajunge dincolo cât ai zice pește, se încurajă el. Roțile se învârteau încet. Thomas ajunse pe pod. Am curaj și sunt puternic. Voi ajunge la mal, nu mă împiedic de nimic, gândi el. Thomas a ajuns la jumătatea podului. Pietrele ce cădeau în râpă făceau un zgomot din ce în ce mai puternic. Podul a început să se clatine. Lui Thomas nu-i plăcea deloc situația, dar voia să ajungă pe celălalt mal. Atunci a auzit un trosnet năprasnic. O bucată din podul din fața lui se desprinse de pietre. O, Doamne! Exclamă Thomas. Trebuie să ajung înapoi la mal. Era foarte frică. Atunci Thomas începu să meargă înapoi. Mergea încet și cu mare grijă. Se auzi un alt trosnet năprasnic. O mare parte din pod căzu în râpa cea adâncă. Cu cel mai mare efort de care era în stare, Thomas împinse vagoanele înapoi pe mal. Sunt în siguranță, exclamă el. Și chiar atunci, restul podului fu înghițit de râpa cea adâncă. Thomas se uită în jos la podul făcut țandări. A fost cât pe ce, zise el.